Bine v-a regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem din nou un unboxing al cutiei de la Goodie Box din luna august. Mă bucur că a sosit înainte de a pleca în vacanță, așa am posibilitatea să testez aceste produse și să vi le arăt și vouă. Și să trecem la despachetarea acestei cutii. Deci ea așa arată. Uitați-vă ce frumos cu acest desene grafice. Deci este vorba de un cuplu. Foarte frumos, foarte frumos făcut. Deci este acel tip de cutie care se desface așa, foarte bună de depozitat lucruri. Îmi place foarte mult. Deci foarte interesantă această cutie și designul acestei cutii din luna august. Și numele acestei cutii, deci este The Classic One. Și să vedem ce are la interior. Avem un cod de bare, să-l scanăm. O să scanez pe acest pliant. Ok. Și este vorba de Box of Glow. Deci așa spun ei aici. Și să vedem primul produs. Deci așa vine împachetat. Într-o cutie vișinie, foarte frumos. Și așa sunt produsele la interior. Avem una, două, trei, patru, cinci produse în această lună. Și să începem cu primul produs aici care mi-a venit la mână. Și este vorba despre un hair spray, deci un spray de fixare pentru păr de la eCooking. Nu am avut niciodată un spray, de fapt nu am folosit niciodată produse de la eCooking, așa că sunt foarte curioasă. Și este vorba de un spray cu o fixare medie, cu provitamina B5 și spune că are un parfum fresh de flori, de frunze și de citrice. Acest produs are 75 de mililitri. Se agită bine înainte de folosire. Să vedem cum miroase. Oh, foarte frumos parfumat. Deci dacă vrem să ne fixăm părul și să ne-l parfumăm în același timp, miroase foarte bine. Foarte, foarte bine acest spray. Sunt foarte bucuroasă. O să fie foarte bun de luat în vacanță, fiind foarte mic, avem 75 de mililitri de produs și valoarea lui este 18,95 € pentru 250 de mililitri, deci acesta e în varianta travel. Pentru 75 de mililitri, valoarea lui este de 10,95 €. Deci numai bun de luat în vacanță, este un produs vegan. Sunt foarte curioasă, nu am folosit și nu am avut niciodată produse de la eCooking și sunt foarte, foarte curioasă. Deci da, un produs, uitați-vă, care o să fie foarte bun de luat în vacanță cu mine. Următorul produs este vorba despre Mind Body Gua Sha. Deci o gua sha pentru corp de la Moshi Moshi Mind. Deci așa arată, foarte frumos vine ambalat într-o cutie de carton ca niște bijuterii. Deci ca o bijuterie se deschide, avem un ca un burețel de protecție și așa arată la interior. Deci acel tip de guașa, doar că acesta este mult mai mare și forma lui este mult mai rotundă, deci nu vine așa cu formă cum e acela pentru față. Uite așa, în două săptămâni am două guașa să folosesc, deci acesta este pentru corp. Deci cred că o să fie foarte bun pentru picioare, pentru celulită. Deci, da, nu am folosit niciodată și sunt foarte, foarte curioasă. Plus că vine foarte frumos împachetat. Deci, uitați-vă ce frumos ambalaj are. Foarte drăguț. Îmi place foarte mult și sunt la fel încântată de acest produs.
Și ca beneficii, zice că este foarte cunoscut pentru beneficiile sale, făcând parte din metodele chinezești care stimulează circulația sanguină și utilizat și trebuie utilizat frecvent. Și această stimulare a circulației sanguine ne va conduce la o piele mult mai fermă, mai fină și mai catifelată. Se utilizează în fiecare zi pentru 50 minute pentru rezultate bune. Se utilizează pe pielea uscată, utilizând un balsam sau un ulei și se folosesc mișcări ascendente. Se folosește pe coapse, pe fund, pe burtă, pe mâini și pe picioare. Se spală cu săpun și se lasă să se usuce, deci cu săpun și apă caldă și se lasă să se usuce pentru dezinfectare. Foarte curioasă de acest produs, de-abia aștept să încep să-l folosesc. Mai departe, următorul produs. Deci, chiar am această, deci am primit-o de la Look Fantastic săptămâna trecută și chiar o am pe unghii, deci așa arată. Deci acesta este și este vorba despre acea oje de unghii de la Nailberry, Paris, London, L'Oxygène. Deci este un lac de unghii oxigenat foarte bun. Deci rezistă foarte bine și culoarea este un nude roze, așa foarte drăguț. Foarte drăguță oje și foarte bună, deci rezistă foarte bine. Nu v-am spus prețul la gua sha. Așteptați. Deci prețul la acestei guașa masaj pentru corp este de 40 de euro. Foarte scump. Deci super scump. Sunt convinsă că există pe piață altele mult mai ieftine. Da, deci sunt surprinsă de prețul acestui guașa. Mă rog, probabil plătim pentru Moshi Moshi Mind pentru firmă. Dar sunt convinsă că sunt și altele mult mai ieftine pe piață. Wow, foarte mult! Și prețul acestui lac de unghii este de 20,50 € și este în varianta full size. 15 ml avem aici și culoarea este Candy Floss. Foarte frumoasă, v-am spus, uitați-vă ce frumos arată. Foarte naturală și rezistă foarte bine și, cum am spus, aplic cum să spune, un topper, deci aplic un top coat de la Essie, acela cu eticheta roșie, foarte bun. Deci îmi rezistă cam 4 zile, 4-5 zile, așa. Chiar dacă mai spăl un vas, mai fac ceva prin casă. Deci foarte rezistent. Deci îmi place foarte mult și sunt bucuroasă că mai am încă o sticluță. Cum am spus, prețul acestui lac de unghii este de 20,50 €. Destul de scumpișor, aș putea să spun. Deci este vegan, nu are produși chimici. Foarte, foarte drăguță, deci îmi place foarte mult, e culoarea nude, îmi place foarte mult să folosesc aceste culori, mai ales în momentul în care merg în vacanță, deci o să fie minunat de folosit și de colorat unghiile mele în vacanță. Foarte frumos și îmi place foarte mult, deci încântată și de acest produs, am două ca să vedeți. Mai departe, următorul produs este vorba despre un ulei cu retinol, Gentle Retinoid Night Oil, un ulei cu retinol care de fapt are bakuchiol, HPR și glutatione. Nu știu ce înseamnă asta. Prețul lui este de
Nu știu câți mililitri am acest produs. Și am 10 mililitri de produs aici. Deci Raw Perfection. Deci așa arată. Deci după cum știți, bakuchiol este o variantă mult mai lejeră a retinolului clasic. Și valoarea lui pentru 30 de mililitri este de 89 de euro. Iar pentru 10 ml, deci acesta pe care l-am eu, valoarea lui este de 33 de euro. Deci foarte scumpe aceste produse din această cutie. Deci nici nu vine să cred, plătești 14 euro și uitați-vă ce produse, de ce valoare găsim în această cutie. Foarte tare, deci sunt încântată de aceste produse. Spune ei că este fântâna tinereții, această ulei de noapte se aplică pe piele, o hidratează și o lasă strălucitoare. Este un mix de sâmburi de caise, squalen în combinație cu vitamina A și va ajuta la diminuarea liniilor fine, la petelor pigmentare, pentru a uniformiza tenul și a-i da un aspect foarte luminos și foarte strălucitor. Deci da, sunt foarte curioasă, n-am folosit niciodată. Uitați-vă, un nou produs de testat și destul de scump. Deci Dream Oil Raw Perfection. Deci așa se numește firma, Raw Perfection. Deci așa arată. Da, deci de testat, sunt foarte curioasă să văd cum funcționează acesta. Iar acum ultimul produs și este vorba despre un Glow Priming Moisturizer, deci o cremă hidratantă iluminatoare de la Elemis. Aceste produse de la Elemis sunt produse destul de scumpicele la fel. Și este varianta lui mini sau varianta lui travel, numai bun de luat în vacanță acum cu mine. Deci sunt super mulțumită de aceste produse. Valoarea lui, deci pentru 50 de mililitri, pentru 60 de mililitri, prețul este de 50 de euro. Și eu am aici 20 de mililitri și valoarea lui este de 19 euro. Aparent a câștigat premii, deci aplauze pentru acest produs minunat. Este folosit ca o cremă de zi, hidratantă de zi, care hidratează și funcționează și ca un primer pentru pielea noastră, îmbunătățind-o. Deci este un produs multifuncțional, deci o cremă hidratantă și ca primer poate fi folosit. Și are în componență kombucha, deci are ingrediente puternice ca kombucha, combinație de vitamine, săruri și care ajută la iluminarea feței noastre. Mai avem în componență ginger, mai avem green tea. Toate aceste enzime sunt fermentate. Acest proces de fermentare a green tea-ului, a acelui gingembre, ajută la producerea de enzime și lipide, care odată eliberate în ten vor hidrata foarte bine tenul nostru și îl vor ilumina. Deci are microminerale care reflectă lumină, tocmai de aceea dă acea senzație de ten luminos. Deci un produs la fel, foarte, foarte curioasă sunt și de acesta. Minunate produse în această cutie. Valoarea lor depășește cu mult, cu mult valoarea acestei cutii. Deci ca să vedeți că am făcut o afacere foarte bună, comandând aceste cutii de la Goodie Box, de la Look Fantastic. Minunate, minunate produse pe care de-abia aștept să încep să le folosesc și să le testez. Uitați-vă, am ocazia să testez produse noi cu aceste cutii, deci nu strică să vă comandați măcar 2-3 să le încercați, să vedeți dacă corespund cerințelor voastre,
Dacă vă găsiți acolo produse care vi se pare interesante, mie, de exemplu, această cutie mi se pare super, super interesantă. Valoarea acestei cutii depășește cu mult, mult prețul pe care l-am plătit eu. Deci, sunt încântată de această ojă. Nici nu vine să cred. În decurs de 2 săptămâni primesc 2 cutii cu același produs. Dar Goodiepox face parte din același grup cu Look Fantastic, tocmai de aceea cred că trimit ei cam aceleași produse. Deci, da, sunt încântată și de acest ulei cu retinol pentru noapte. Ce să mai spun de Elemis? Îmi doresc de foarte mult să folosesc produse Elemis. Sunt produse puțin mai scumpe. Am mai primit unul, deci... Super, super încântată de aceste produse și acest spray de păr care nu numai că fixează, dar miroase divin. Deci miroase divin acest spray de păr. Și cam atât. Deci acestea au fost produsele din Goodiebox-ul de luna august. Foarte frumoasă cutie. Dacă sunteți curioase să vă comandați această cutie, încă mai aveți timp. Deci luna august nu s-a terminat, puteți să comandați această cutie. Așa vă veți bucura și voi de aceste produse de la interior. Mie îmi place foarte mult și sunt foarte, foarte încântată. Uitați-vă ce design frumos are această cutie. O să îmi fac o mare plăcere să o folosesc, să-mi depozitez produse de make-up la interior. Deci da, aveți în descrierea acestui videoclip, aveți un link către acest Goodiebox. Nu ezitați și dacă sunteți curioase de acest produs, comandați-l pentru că, vă spun, valoarea produselor la interior depășește cu mult valoarea acestui beauty box. Și acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ați rămas alături de mine, sper că v-au plăcut aceste produse prezentate astăzi și dacă da, nu uitați să dați un like acestui videoclip, să vă abonați la canalul meu și să apăsați și clopoțelul, așa veți fi la curent cu postările mele următoare. Iar până data viitoare, dragilor mele, eu vă pup și să ne revedem cu drag!